prepoziție simplă? Nu știu decât prepoziția. Are pronume relativ? Da. Și conjuncție coordonatoare? Populativă, da. Nu este conjunctivă. Tipologie, adjectiv, propriu-zis? Doar adjectiv. Vezi că-ți fac, cred. Aceea subiect și capacitate complement direct. Da. Ușoare, subiecte ușoare, da. Și ce faci la nouă, poate chiar mai mult. Spre ce liceu te-ai zis? Ecaterina. Și ești singur, poți să rugești? Mare parte, da. Apoi, vine mai mare, ai fost mai mari? No, sper să fie tot la fel de ușor. Da. Au existat și absenții. Din cei 3560 de candidați înscriși, au absentat 38 de elevi. 87 de centre de examen și tot atâtea centre de comunicare există la nivelul județului. Astăzi, din toate cele 87 de centre de examen din județul Gorj, s-a desfășurat prima probă, limba și literatura română. Am avut înscriși 3560 de candidați, prezenții au fost 3522. Până în momentul de față nu avem semnalat pe evenimente deosebite. Am organizat la nivelul municipiului Târgu Jiu 3 centre de evaluare zonală, unde astăzi, începând cu ora 16, 30, 17, se va începe corectarea lucrărilor. Urmând ca miercuri să organizăm proba de matematică, a doua probă a examenului de evaluare națională. Elevii au ieșit optimiști din sălile de examen. Ei au spus că subiectele au fost ușoare, sperând astfel să primească o notă mare după afișarea rezultatelor. A fost destul de ușor și, din punctul meu de vedere, trebuia să ne gândim puțin, pentru că am făcut tot la școală ce ne-au dat. Ce variantă ți-a picat? Mesajul textului, a trebuit să facem în prima parte, să explicăm titlul și în rest a fost simplu, și analiza, și propozițiile. Te-ai pregătit suficient? Da. Ce notă crezi că vei lua? Cred că iau 9,50 peste. Au fost subiectele ușoare și ne-am descurcat toți. N-a fost foarte greu. Ce notă crezi că vei lua? Nu pot să aproximez acum. În jur de 8-9. Emoțiile s-au simțit și în rândul părinților sau bunicilor. Ei au venit cu sufletul la gură să afle cum s-au descurcat elevii la examen. Țineți nepoțelul? Da, am venit să văd ce a făcut și să vedem în perioada următoare ce se întâmplă. El așa zice că s-a pregătit, acum copiii spun multe. Dumneavoastră cum îl știți? Ca un nepot conștiincios? Da, conștiincios. Eu sunt de meserie cadrul didactic și știu. Emoții mai mari la matematică, la română? Ce v-a zis? La matematică, dar vom vedea. Dar română zic că e inacceptibil așa. Din 2014, media de la aceste teste naționale va reprezenta 75% din media de admitere la liceu, iar 25% vor conta mediile din gimnaziu. Rezultatele vor fi afișate pe data de 27 iunie, până la ora 16. În 27 iunie se pot depune contestații între orele 16 și 20. Rezultatele finale se vor afișa pe 1 iulie.